în mod normal, în unitatea noastră, aveam 38 de locuri la scaune, dar în condițiile de 30%, practic și respectând distanțarea de 2 metri între mese și 1,5 între scaune, avem în jur de 12-13 locuri la mese. Asta în condițiile scenariului galben. Iar astăzi, fiind scenariul roșu, acest scaun nu va mai fi ocupat de absolut nimeni, pentru că suntem la o incidență de peste 3 la mie și ca atare unitatea noastră este închisă în ce privește servirea la interior, practicându-se doar catering. Vă rog, pentru cei care, să zicem, managereau astfel de instituții, dar atunci când situația o cere, nu mai putem să definim noi ce e bine sau ce e rău. Trebuie să înțelegem că măsurile astea sunt pentru binele tuturor, nu doar pentru o parte din noi. Și atunci trebuie să înțeleagă și cei care sunt antreprenorii acestor instituții că nu este o măsură direcționată împotriva lor, ci pentru a ne ajuta pe toți. Din păcate, începând de astăzi, în baza analizei primite de la DSP, Alba Iulia, Ciugud, Mogoș și Daia Română sunt pe scenariu roșu. Măsurile sunt cele pe care le luăm începând din luna martie. Nu este nimic modificat. În baza hotărârii numărul 3, hotărârea de guvern care prelungește starea de alertă, noi ne întâlnim în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și punem în aplicare analiza și incidența trimisă de DSP. Principalele instituții care sunt afectate sunt cele din Horeca care nu au cazare. Deja este un deja vu. Este atât de repetitivă treaba. Chiar aseară întocmisem petiția care o să ducem dimineața la prefectură împreună cu câțiva colegi de pe Horeca. Și am socotit că în decursul acestui an, încă nu este un an, în 16 martie este un an, de 8 ori am fost închiși și respectiv tot de atâția ori și deschiși. Iar în ultimele 2 săptămâni de 3 ori am fost închiși. Deci dacă cineva de pe zona business-ului, oricare business, poate să confirme că o închidere și o deschidere de 3 ori închis, de 3 ori deschis în 2 săptămâni, poate să aibă un final fericit, eu mă închin în fața acelui om. În acest moment vă spun din punct de vedere personal, chiar am în calcul închiderea acestui business pe partea de Horeca. Pentru că nu mai pot să asigur nici măcar minimul necesar, nici încasări, deci și 30% erau la limita spre zero. Deci nici măcar pragul de zero nu-l atingeai. Deja închizându-ne din nou partea de servire în interior, suntem obligați să aducem efectiv de acasă mai mult decât aduceam pentru 30%. Sperăm că această perioadă să fie una cât mai scurtă și ne bazăm pe numărul mare de solicitări pentru vaccinare. Județul Alba are deja peste 12.000 de persoane vaccinate. Avem deja peste 2.000 care deja și-au făcut și rapelul. O parte îmbucurătoare că am scăzut ușor, dar am scăzut numărul de îmbolnăviri la ATI. A fost operaționalizat și Spitalul Municipal Aiud, unde deja avem operaționale 14 paturi ATI și asta ne va ajuta să nu creștem foarte mult și să evităm o nouă carantinare. Toate lucrurile acestea le facem pentru prevenire, să nu uităm că este o pandemie, este deja de o perioadă lungă și sperăm ca prin responsabilitatea noastră această perioadă să fie cât mai scurtă. Dacă situația o impune, asta este, noi ca oameni trebuie să ne adaptăm, să înțelegem situația mai departe și să încercăm pe cât se poate să respectăm măsurile de igienă și de distanțare socială, astfel încât să revenim din nou, să zicem așa, la cel puțin la un normal, normalul din perioada noastră. Ce cereți prin această petiție? Două puncte. Unu, să ridice acest prag al incidenței la 4 la mie, pentru că tot din analiza făcută în ultimele săptămâni, în ultimele 4 luni nu s-a depășit pragul, 3 luni jumate, pragul de 4 la 1000 cazuri de incidență COVID. Și atunci acest prag ne-ar asigura o predicție, adică cât de cât am ști că nu tot la 3, 2, 3, 4, 5 zile închis, deschis, închis, deschis. Această închidere, deschidere, efectiv face ping-pong cu noi. Nu suntem un domeniu ca, nu vreau să dau exemplu, să ai câteva rafturi cu produse neperisabile. Pur și simplu, închiderea de azi pe mâine îți asigură o pierdere a materiei prime cumpărată în ultimele 2 zile. Noi nu ne aprovizionăm chiar așa, cum să vă zic, ca la țigări. Iei pachet de azi pentru astăzi. Trebuie să-ți iei pe 2-3 zile. Distribuitorii vin și aduc marfa o dată pe săptămână. Deci, practic, noi stăm cu marfa, în cel mai bun caz că stă congelată, dar este marfă ultra perisabilă, care nu avem decât să o dăm la familii sărace din oraș. Altă soluție nu avem. Deci, primul punct, ca să revin, este creșterea acestui nivel la 4 la 1000,
Iar punctul al doilea, am înțeles că ar exista posibilitatea, și este logic să existe, de în calculul acestui indice să fie luat în calcul și numărul de teste care se fac. Pentru că în Alba Iulia se fac un număr foarte mare de teste, este bine, este rău, am mai spus-o, nu sunt eu decidentă, nu sunt în domeniul sănătății să pot decide, probabil este bine, dar atunci ar trebui și această cifră să impacteze asupra calculului acestui indice. Pentru că nu este tot una să faci într-un oraș 1500 de teste și să ai 300 pozitive sau să faci în alte orașe 30 de teste și să ai 20 pozitive. Județul Alba registrează astăzi o incidență de 1,7 la 1000 de locuitori, iar municipiul Alba Iulia o incidență de 3,37 la 1000 de locuitori, fiind singura localitate din mediul urban aflată în scenariul roșu. Doresc să reamintesc că la nivelul județului Alba, media zilnică a testărilor este în prezent de 7-800 de teste, până acum la nivelul județului fiind efectuate aproximativ 160.000 de testări. Cât de mult credeți că afectează aceste restricții industria din care foarte fac tare. Parte? Foarte tare. Și de foarte ce? Mult. De ce? Pentru că rămân oamenii acasă, rămân în șomaj și nu mai au cu ce să-și plătească datoriile la bănci, la întreținerile la bloc, la și alte facturi și așa mai departe. Nimeni nu-și dorește o măsură restrictivă, dar lucrul care îl facem noi e punerea în practică a unor analize făcute de epidemiologi, de către DSP, de către INSP și până la urmă chiar de Organizația Mondială a Sănătății. Este o pandemie mondială, nu este numai la noi în țară. Când revenim la normal, e bine pentru toți, când e rău pentru toți.